Astăzi v-am invitat la o, că e online, e o problemă, una din cele mai actuale, judecând după postările pe rețelele de socializare, una din cele mai actuale probleme ale regiunii, educația preșcolară pe timp de pandemie. S-au înscris câțiva consilieri, directorii grădinițelor, reprezentanții grădinițelor de copii și mai mulți părinți. Avem la dispoziție pentru început undeva 35 de minute. Dacă nu, va trebui să Zoom-ul se deconectează din nou, timp de undeva 3-5 minute, adică vom rămâne pe fir. Pentru început, aș vrea să-i ofer cuvântul domnului primar, care să prezinte o... care este situația la moment, din punctul de vedere al administrației orașului, în acest domeniu, ce avem, ce nu avem, de ce nu avem. Și care sunt posibilitățile de ieșire din această situație? Poftim, domnul primar. Bună ziua la toți! Ce avem? Avem trei grădinici deja care activează. Avem restricții declarate, impuse de Comisia Situații Excepționale Republicană în Sănătate Publică și în condițiile în care chiar activau toate patru instituții din oraș, instituții de educație timpurie. La data de 10 martie 2020 erau instituționalizați 900 și vreo 40 de copii. În condițiile în care toate grădinițele aveau să activeze, să nu intre în reparații, eram nevoit să trimitem vreo 400 de copii acasă. Din cauza restricțiilor impuse de către Comisia Sănătate Publică, raportate la suprafața, raportate la distanța socială și la suprafața grupelor unde sunt amplasați copiii, unde sunt, își activează copiii pe perioada cât se află la grădiniță. Dar, deci s-a întins toate lucrările care au fost preconizate și proiectele respective pentru grădinița numărul 2, Andrie, și pentru grădinița numărul 6, Cocoșelul de Aur, inițial toate demersurile au început să fie perfectate sfârșit de an 2018. În 2019 nu s-a întâmplat să fie deschisă finanțarea de către Guvernul României. Statul român este, prin intermediul FISM-ului, este donatorul principal. Componenta financiară la efectuarea lucrărilor necesare în instituțiile de educație timpurie sunt donațiile din partea statului român și contribuția comunității. În 2019 nu a fost debursată, nu a fost reluată finanțarea și finanțările au fost acceptate, fiind menținute, au fost acceptate în 2020. Tot ce a ținut de documentația, estimările, valori, nu atât valorile cât volumele estimate, ele au fost perfectate de către specialiștii aparatului primăriei, în perioada chiar fiind pandemie. Eu am ieșit la lucru în fiecare zi, începând din 10 martie, eu, viceprimarul și fiecare specialist care ne trebuia nou pentru a face evaluarea volumelor, erau invitați la lucru în măsura necesităților. În data de 16 mai, dacă nu mă înșel, toate actele au fost depuse la Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Dar Fondul de Investiții Sociale din Moldova, fiind ca orice altă instituție de Republica Moldova, fiind în carantină sau fiind în
stare pandemică care a fost menținută până în stare de urgență, până în 15 mai 2020, reieșind la lucru, a fost depistat un focar la ei. Și chiar expertul care, cu care am avut noi comunicarea, domnul Vasile Magnet, deja răposatul Vasile Magnet, dumnealui a intrat în carantin și în carantină, în izolare, și au intrat în izolare cam toți angajații de la Fondul Investiții Sociale din Moldova. Urmarea licitațiilor petrecute pe care s-au, în final s-au petrecut, au fost semnate contracte în 24 sau 26 august de executare a lucrărilor. La grădinița numărul 6, lucrările estimate în valoare de 799.671 lei, de unde 500.000 sunt donații din partea statului român, contribuabililor români, iar restul 299.671 lei sunt contribuția comunității. Abia acum, în ședința care s-a petrecut în 17 februarie, noi am aprobat bugetul, soldul disponibil și am distribuit resursele necesare pentru a le menține. Lucrările fiind deja efectuate și procese verbale fiind semnate. Iar din 18 februarie, grădinița și-a reluat activitatea. Și-a reluat activitatea, iarăși, reieșind din restricțiile care sunt impuse de Comisia Situații Excepționale. Capacitatea grădiniței este de 340 copii, instituționalizați vor fi în jur de 200-210 copii numai. Grădinița numărul 2, Andrieș. Valoarea lucrărilor este în jur de 850.000, dar licitația se va petrece repetat. Și ofertele sunt conform legislației, anunțul repetat este anunțat și până pe data de 25 februarie merge perioada de recepționare a ofertelor. Până pe data de 25 februarie merge depunerea ofertelor, procedura de depunere a ofertelor comerciale. Pe 25 februarie vom afla care sunt pretendențe și va începe perioada de evaluare ofertelor care durează 11 zile. 11 zile calendaristice. Ieri s-a petrecut concursul pentru angajarea responsabilului tehnic. Nu au participat, trebuiau să fie 3 ofertanți, au fost numai 2. Va fi și deja de astăzi se anunță repetat concursul pentru desemnarea, pentru angajarea unui responsabil tehnic la efectuarea lucrărilor la grădinița Andrieș, grădinița numărul 2. Și atât cam asta este situația și sunt procedurile legale, care ele sunt legate inclusiv în administrația publică, licitațiile, sunt, conform legii 131, sunt descrise și cronologia procedurilor care trebuie să fie respectată. Altfel, nu pot să demarez lucrări. Nu pot semna contract, contractele nu sunt înregistrate la trezorerie, nu pot intra în obligații nici și juridice, nici financiare. Asta este situația. Dar, încă o dată, menționez, chiar în condiții în care ar activa toate grădinițele, primăria orașului Rezina este nevoită în jur de 400 de copii să nu-i poate instituționaliza. Care e situația în celelalte grădinițe? Când ar putea ele fi puse în funcție? Noi avem astăzi activează 3 grădinițe din 4.
Prin decizia Consiliului din 17 s-a solicitat Consiliului Raional să fie întoars în proprietatea orașului tot o fostă grădiniță unde a fost amplasat liceul teoretic Ștefan cel Mare. Iarăși, acolo va fi necesar de, dar procedural, noi trebuie să întoarcem edificiul în proprietatea orașului, avându-l în proprietate, să inițiem procedura de a identifica surse financiare pentru a repune în circuitul instituțiilor de educație timpurie. O capacitate a fostei grădiniți, ca edificiul respectiv este o fostă grădiniță, este cam de 120 de copii. Totuna nu vom salva situația. Perioada, ori pandemia, ne-au cam dat peste cap toată activitatea. Adică urmează să fie găsite posibilități noi edificii pentru mărirea numărului păi, grădiniți. Eu spun, noi am organizat o comisie, prin dispoziția mea a fost organizată o comisie din specialiști cu concursul consilierilor, au mers la edificiul ăsta, a fost fostă grădiniță din strada 27 august, vis-a-vis de școala specială, unde a fost amplasat liceul teoretic Ștefan cel Mare. Și atâta a fost examinată starea clădirii. Starea clădirii necesită investiții pentru a fi repus în circuitul instituțiilor de educație timpurie. Și estimativ, cred că va merge vorba de în jur de 3,5-4 milioane de lei. Iată, cam asta e situația. Că va fi nevoie să accesăm niște fonduri de asistență de la partenerii de dezvoltare 1. 2. Vom fi legați și de factorul cronologic, de timp. Adică nu se va întâmpla atât de repede. Redresarea situației, eu nu mai zic că sunt mai mulți cetățeni care nu au viz de reședință în orașul Rezina, dar activează în orașul Rezina. Mai devreme, noi, în baza unor și locuiesc chiar în oraș, au bunuri, imobile în oraș, dar nu au viz de reședință în oraș. Noi îi instituționalizăm copiii în baza certificatelor de angajare, fiind angajat perfect legal în câmpul muncii în orașul Rezina. Acum nu mai avem posibilitatea asta și cu scuzele de rigoare le solicităm totuși să identifice posibilități de a-și duci copiii la instituțiile de educație timpurie din satele Mateuți, din Saharna, adică de unde au vizele de reședință. Țareuca, unde e situația mult mai legeră. Cândva Rezina avea 9 grădinițe. Celelalte edificii ar putea fi, să zicem, reîntoarse orașului pentru această destinație. Iată cum se vorbește de fostul liceu Ștefan cel Mare. Mi-e complicat acum, domn Tudor, să răspund la această întrebare. E simplu motiv că dacă în 2015, venind în funcție, am găsit rânduri la grădiniți care pe undeva erau artificiale. Făcând o evaluare a frecvenței în instituții de educație timpurie, s-a depistat că toți copiii pot fi instituționalizați. Și ei au fost instituționalizați la 10 martie 2020 în primăria orașului Rezina. Noi nu aveam rânduri și capacitatea de instituționalizare a copiilor cu repunerea în circuit în 2015 a grădiniței numărul 1 din strada Păcii, practic toate problemele erau soluționate pe dimensiunea de instituționalizare a copiilor, de includerea copiilor în educația timpurie. Noi nu aveam rânduri. La prima solicitare, cetățeanul venea, cum împlinea copilul un an jumate, se adresa la primărie, obținea o repartizare, un ordin de repartizare cu semnătura mea. Eu, da, pe undeva am administrat situația dur, dar în felul ăsta am exclus orice manipulare și orice rânduri la grădiniță.
Cu regret am ajuns într-o situație când eu singur mă simt incomod când cetățeanul vine și solicită un ordin de repartizare, iar eu nu pot să-l ajut. Cine ar vrea să completeze dintre reprezentanții grădiniților la capitolul probleme? Bună ziua, mă iertați! Doamna Cristina Moraru, grădiniță numărul 6. Noi suntem la computator și calculator și la doamne Zinaida. Grădinița numărul 6 activează de ieri, pe data de 18. E greu procesul de începere, deoarece solicitanți care lucrează, ambii părinți sunt foarte mulți în oraș și chiar dacă este câte unul lucrează sau ori medicală sau polițist, așa cum scriu rigorile, să le să imatriculăm copiii, este posibilitatea să nu avem spațiu, deoarece copiii sunt la număr câte 21. Și pentru o parte de copilaș, noi trebuie să facem cumva un grafic care peste o zi, iarăși punem în dificultate niște părinți, niște bunei, niște rude cu tutelă. E foarte complicat. Pe parcurs poate se mai îmbunătățește situația, dar sunt foarte mulți copii care de 3-4 anișori și nu avem spațiu. Pentru ceilalți parcă am găsit așa cumva. Iată, vin și două grupe din grădinița numărul 2. Ieri ne-am adunat cu doamna directoare și educatoarele respective și am discutat cum să soluționăm problema în caz de vine niște centri de sănătate public sau ceva ca să nu fim amendați. Deoarece din două grupe, dumneai cu 44 de copii, eu cu 45 de copii, nu o să putem respecta 100% restricțiile, deoarece copiii sunt de grup pregătitoare și am dorit din tot sufletul să frecventeze zilnic. De aceea suntem impuși în anumite situații să coordonăm cu un grafic sau peste o zi sau cu tema revizuită a doua zi când vin alți copilași. Aici sunt un set de multe, multe întrebări. Sperăm să le rezolvăm. Dar la moment asta e situația. Copiii sunt mulți. De imatriculată nu avem drept să imatriculăm deoarece nu putem rezolva situația cu ăștia care sunt la prezent, care lucrează și nu știm cum să e. Cum să le facem condiții și să-i ajutăm. Că, sigur, nu suntem dușmanii nici la unul din părinți și nici la unul din copii și vrem să soluționăm problema, dar ne trebuie sprijin. Sperăm că printr-o ordonanță, cumva Ministerul Educației sau cineva, să ne dea permisiunea, într-adevăr, ca să activăm cum am activat cu 21 de copii per grupă. Da, grădița noastră beneficiază sau de 320 de copii pe grupe, dar cu restricțiile de pandemie noi ar trebui să avem până la 15 copii. De aceea noi avem surplus, vă dați seama, și trebuie cumva să conlucrăm cu părinții și cu administrația publică, să vedem, să găsim soluții ca să înțeleagă situația toți, absolut toți. Dar vedem, ne descurcăm. Sunt încă multe, multe întrebări, dar sperăm să le rezolvăm benefic pentru toți actanții educaționali de la noi de instituții, dar și pentru societatea care așteaptă cu nerăbdare grădiniță ca să le ajutăm. Aș vrea să vă referiți și la și dumneavoastră și alte reprezentanții a grădinițelor referitor la celelalte condițiile de întreținere. Sunt satisfăcătoare? Condițiile sunt satisfăcătoare. Noi am lucrat, cum spunea și domnul primar, dumnealui din 10 martie n-am avut pic de răgazni și noi. Cu toate că au fost câteva brigăți aici în instituții, i-am cazat și am contactat, să zicem așa, cu persoane străine. Noi zilnic am venit la lucru, ne-am implicat minuțios pentru ca fiecare grupă să fie dotată bine și corect pentru redeschiderea. Din păcate, nu avem autorizare, deoarece Centrul Sănătății Publice de Orhei ne-au dat raportul, dar au zis că pe parcurs să facem condițiile pentru afară. Deci afară, încă pe teritorii, sunt locuri și chestii care trebuie să le reparăm. Cum se numesc? Pavilioanele trebuie reparate, curg, pavajele sunt într-o stare așa mai
țin, dar ieșim primăvara, ne mobilizăm, cu Doamne ajute, sperăm să rezolvăm. De la celelalte grădiniți, cine vrea să intervină? Da, numărul 2. Da, vă rog. Da, deci situația la noi este așa cum a menționat-o... Prezentați-vă, vă rog, pentru... Oksana Verghi. Deci situația este așa cum a spus și domnul primar. La moment se desfășoară repetat licitația ce ține de lucrările de reparație a grădiniții. Într-adevăr, mergem cu două grupe la grădinița numărul 6, merg două grupe, număr de 44 de copii și vreau să o completez pe doamna Cristina că am în fața mea anexa numărul 7 la hotărârea numărul 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, unde mi este scris că care este numărul de frecvență a copiilor zilnic în grupă. După această hotărâre nu a mai fost emis o altă hotărâre care ar abroga un punct, anume ce ține de numărul de copii. Și mizăm și noi pe înțelegerea părinților, pentru că foarte ne dorim ca toți copiii să fie primiți la grădiniță și să beneficieze de serviciile educaționale, dar suntem și noi impuși așa să respectăm anume aceste cerințe impuse de către comisie. Ce ține de dotarea grădiniței, am fost absolut dotați cu toate cele necesare pentru redeschidere, iarăși conform raportului de autoevaluare care ni s-a impus la fel de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Dar așteptăm, suntem plini de speranțe că va avea loc reparația, să beneficiem de acest grant din partea Guvernului României, pentru că 500.000 de lei nu se dau în toată ziua. Și după aceasta sperăm să activăm într-un regim poate și normal dacă vor fi spase aceste restricții. Asta la moment este situația în grădinița numărul 2, Andrieș. Domnul Cipotar, dumneata te-ai pronunțat la această temă pe rețele socializare și am înțeles că ești în temă și în problemele educației preșcolare. Da, eu am fost în luna noiembrie, pare mi se, la grădința de strada Pirogov. Am văzut adică care este starea lucrurilor. Foarte multă lume din oraș a făcut presiune asupra Consiliului și Primăriei, precum că nu iau măsuri, de ce nu se continuă reparația. Dar eu să spun că agentul economic a fost selectat nu de primărie, dar de către FISM, deoarece ei au alocat banii. Și a fost un agent economic care a contractat, dacă nu mă înșel, 7 obiecte pe teritoriul Moldovei, a dat un preț foarte, foarte jos. Aceea primăria a accentuat că prețul este extrem de jos. Cei de la FISM au spus că, așa au răspuns, precum că aici ar putea să facă un cadou orașului. Când am fost eu la fața locului, am văzut că, într-adevăr, lucrau la obiect doar două persoane din Răunul Căușeni, care au stat vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, doar din motivul că agentul economic sau șefii nu au adus nisip până la urmă și acei două persoane au plecat de acolo, lăsând obiectul așa, baltă. Cred că ar trebui să fie fost la timp o intervenție mai dură din partea primarului sau viceprimarului, ca acel agent economic care nu își îndeplinea obligațiunile asumate în termen să fie, așa cum spun, fugărit la timp ca să facă un alt tender, iarăși mai repede, ca să urgentăm reparația la această grădiniță. Cât ține despre starea excepțională care în Comisia asta la Chișinău, eu am să spun așa cum gândesc, că sunt niște oameni care nu au legătură cu creierul, pentru că au făcut niște restricții când vineau copiii la grădiniță de dimineață să fie până la masă, până la 2 sau până la ora 3. La mine tot nu ajunge. Cum înseamnă că virusul și ăla până la 2 nu vine la grădiniță, după 2 vine? E o absurditate să mai pui adăugător că într-o zi vine o grupă și altă grupă. Ne spune și de medici și au spus, copiii sunt cel mai puțin afectați. Chiar dacă sunt afectați de acest blestemat COVID, ei foarte ușor ies din starea asta și nu văd necesar de a restricționa, de a impune că copiii să vină doar pe grupe sau să vină numai
aici mai mari să așa emitesc, noi să nu primească. Pentru că, într-adevăr, am vorbit cu directoarele de la grădiniță, de la grădiniță din deal, doamna în față, le-au spus că au avut niște nu prescripte sau așa avertizări, că dacă mai vin o dată și mai găsesc mai mulți de 15 copii în grupă, vor fi amendați. Eu chiar nu pot înțelege, deși chiar și ziua de astăzi au pus restricții la activitatea pieței din rezină. Într-o zi lucrează, două nu lucrează. Adică chiar dacă astăzi nu vine un număr necesar de oameni, a doua să vin două ori mai mult. Chiar îmi se face impresia că Comisia aceea Națională de la Chișinău nu au legătură cu creierul. Ar fi normal ca fiecare primărie să aibă libertatea de a face Comisia aceea excepțională sau de stare de sănătate, să vadă dacă noi nu avem cazuri de îmbolnăviri, dacă noi nu avem explozii de îmbolnăviri, noi singuri să hotărâm un teritoriu când punem restricții și când le anulăm. În baza mai multor adrese de a populației la această problemă, Ministerul Educației zilele acestea emis un comunicat în care afirmă că starea în educația preșcolară o reglementează autoritățile publice locale, administrațiile grădinițelor, în baza indicațiilor comisiilor excepționale. Adică, într-un fel, și-au luat de pe dânsul, ministerul și-a luat de pe dânsul responsabilitatea și-a lăsat tot pe spatele autorităților locale, administrațiilor grădinițelor și comisiei care activează, precum spuneți dumneavoastră, în felul care activează. Probabil că ar trebui de ieșit cu mai multe argumente cu față de autorități și aceeași comisii în baza la ce impune asemenea interdicții. Inclusiv dacă îmi permiteți, domn Tudor, dacă în dezbaterea noastră de astăzi, unul din scopuri este și asta. Domn Tudor, dacă îmi permiteți să vă contrazic puțin. Comisia Situației Excepționale Orășănești, locală, adică nu este în drept să abroge niște hotărâri a Comisiei Situației Excepționale în Sănătate Publică Republicană. Adică este în contradictoriu. Dacă Comisia Situației Excepționale Republicană ar delega atribuțiile administrațiilor publice, iar noi, având specialiști și cunoscând situația în sine, să ne fie permisă să administrăm noi situația, reieșind din starea lucrurilor la zi. Și asta totodată s-ar numi și autonomie locală veridică. Dar când, iată cum a menționat domnul Victor Cibotari, să vine cu o restricție la activitatea pieței comerciale a orașului, menționez, unde deseori chiar își depășește atribuțiile și Comisia Situației Excepționale în Sănătate Publică Raională, că nu este în drept să-l convoace pe șeful pieței, președintele raionului, și să-i spună cum să închidă piața. În lipsa președintelui Comisiei Situații Excepționale Locale, orășănești, adică în lipsa primarului. Iată că abaterile astea de la ceea ce înseamnă autonomie publică, locală, veridică, ele se întâmplă că noi avem naționalici peste naționalici. Iar prostia face vârf deja în Republica Moldova. Iată, s-a menționat că mâine deja în piața orășănească, sigur, va fi îmbolzeală, dacă ar activa în situație normală piața orășenească, acolo te duci cam așa, poți să te întâlnești 2-3 oameni. În condițiile în care se formează un ajotaj și omul zice, băi, astăzi nu lucrează piața, merge mâine tot buluc încolo. Iată lipsa de logică în hotărârea numărul 45, ultima hotărâre a Comisiei Situații Excepționale în Sănătate Publică Republicană. Și lucrul ăsta se întâmplă în mai multe. Am văzut ieri deja polițiștii foarte activi pe
pe trasee, stopând rutierile și autobusele care transportează pasageri. Mi-e interesant chiar ce va face pasagerul respectiv rămânând la temperatură de minus 10, minus 15 grade din cauza că i s-a îngrădit dreptul să deplaseze. Nu cumva va contracta stând acolo în bătaia vântului la margine de drum. Margine de drum va o altă răceală și noi numai COVID avem. Noi mai avem toate bolile astea care le avem sezoniere. Și hipotermia tot e un risc asupra sănătății. Eu menționez încă o dată că lipsa de logică în acțiunile administrațiilor publice centrale s-a văzut din 10 martie când au stopat activitatea, a fost suspendată activitatea instituțiilor de educație timpurie. Când a fost suspendată activitatea și au intrat într-un lockdown, să-i spun așa, de 2 luni de zile, după aceea relansarea activității nu și-a mai bătut capul cum relansează activitatea de asistență cumva financiară agenților economici care le-a fost îngrădit dreptul la activitate. Instituțiile de educație și timpurii și instituțiile de educație, noi avem 2 licee în oraș, li s-a prescris că trebuie să aibă dezinfectanți, trebuie să aibă nu știu de care lămpi și tot așa mai departe. Da, sigur, nu contest lucrul ăsta. Dar pentru cuvântul trebuie să fie și suport financiar. Și s-a început în Bolzală. Prețurile la toate chestiunile astea au crescut de Doamne ferește, nu mai zic despre diferiți operatori de sub poalele puterii care s-au apucat să ne vândă instituțiilor. Pe o parte apăreau controlorii care ne făceau prescripții, iar pe de altă parte ce trebuie și de unde să achiziționăm. Iar pe de altă parte operatorii, furnizorii care ne vindeau, dar toți erau într-o... Adică... Într-un tandem. Cum se calific, îmi lipsesc undeva și epitetic, cât trebuie să le atribuie la toate prostiile astea care se întâmplă încă. Nu că s-au întâmplat, dar și se întâmplă în continuare. Mă iertați că eu am fost emoțional pe undeva. Domn Petru Angel, consilier raional de... În primul rând, doresc să vă salut pe toți și pe fiecare în parte. Din punctul meu de vedere și felul în care înțeleg eu, există două aspecte ale problemei. Sau, mai bine spus, din ce cauză, în momentul de față, grădinițele din orașul Rezina nu activează la capacitate maximă. Prima ține de acele restricții impuse de către autoritățile centrale și a doua ține de faptul că la un moment dat au existat niște lucrări de reparație în cadrul acestor grădinițe. În ceea ce privește prima restricție impusă, eu zic în felul următor. Dacă vă amintiți, în luna mai, imediat ce s-a finalizat acea perioadă de stare de urgență impusă de autorități, în perioada martie-mai, la o ședință a Consiliului Orășănesc, ziceam că ar fi bine, în calitate de fondator sau în calitate de responsabil de activitatea grădiniților, să avem o adresare către instituțiile centrale, prin care să solicităm permisiunea de a redeschide într-o oarecare măsură grădinițele pentru copii. De ce am propus lucrul ăsta? Pentru că chiar în ziua în care am avut ședința Consiliului Orășănesc Rezina, am fost abordat de către o mamă care îmi spunea în felul următor: soțul meu este la muncă, eu sunt la muncă, acasă stau 2 copii, unul cu vârsta de 6 ani și unul cu vârsta de 3 ani. Stau toată ziua la telefon. Îi monitorizez în regim online. Copiii au telefonul conectat, eu am telefonul conectat, ca să ținem cumva acea legătură. Și îmi spunea că copilul mic este într-o oarecare măsură bolnav, adică este răcit. Și e o situație foarte, foarte neplăcută și pentru părinți. Înțelegem lucrul ăsta. Și ar fi fost bine să ne adresăm că această instituție responsabilă de impunerea restricțiilor să solicită permisiunea de a redeschide grădinițele, într-o oarecare măsură, cel puțin pentru persoanele care chiar nu au ieșit din situație. Cu părere de rău, lucrul ăsta nu a fost luat în calcul.
În ceea ce privește reparațiile care au început, eu mă întreb în felul următor. Oare ce s-a mizat atunci când au fost începute aceste reparații? Nu se știa cât o să dureze reparația ca timp. Și da, înțeleg că de fapt Autoritatea Administrației Publice Locale, în speță Primăria Orașului Rezina, nu prea putea interveni în ceea ce privește modul de activitate sau selectarea agentului economic care se va ocupa de lucrările de reparații în cadrul grădiniților. Însă o să fiu de acord aici cu domnul consilier Cibotari că într-o oricare măsură putea fi monitorizat procesul ăsta și dacă se înțelegea, adică la sine, că acest agent economic nu își va îndeplini în termen obligațiile asumate prin contract, să fie stopat însăși procesul de reparație. Pentru că, nu știu, cel puțin în viziunea mea, doamnele directoare o să mă combată sau o să vină contraargumente în cazul în care nu voi avea dreptate. Dar înțeleg că până la 10 martie, până s-au impus aceste restricții, grădinițele activau cu anumite probleme, așa cum se firește. Adică noi reparația, noi 100% făcută, nu avem acele condiții care am vrea să le avem cu toții, dar procesul educațional putea avea loc. Însă, imediat ce s-au început aceste reparații, practic, cumva, ai dăunat mai mult, ai adus mai mulți stricăciuni decât le-ai avut până la începerea reparațiilor. Și aici noi, într-o oarecare măsură, ne declinăm vinovăția, că nu suntem noi vinovați, că Fondul pentru Investiții Sociale din Moldova a selectat agentul economic X, care până la urmă, din dorința asta de a capitaliza și de a face cu mai mulți bani, a participat la mai multe licitații, însă în mod normal nu avea capacitatea de a face aceste reparații în șapte grădinițe sau câte obiecte dânși au reușit să obțină rezultatul licitațiilor. Să zic că nu suntem că nu avem nicio vină, nu este corect. Să zic că suntem doar noi, doar vina ne aparține doar nouă, tot nu este corect. Însă avem situația care avem. Eu întreb și altceva. În ultima ședință a Consiliului Orășenesc Rezina, cum a menționat și domnul primar, am luat o decizie ca să solicităm Consiliul Raional Rezina să ne returneze o construcție. E vorba despre grădinița amplasată pe strada 27 August, fosta grădiniță care în momentul de față stă nefolosită, să zicem așa. Mă întreb altceva. Am putea noi face același lucru cu acea grădiniță care este amplasată pe strada Voluntarilor? Că din punctul meu de vedere, ca impact, ar fi mult mai mare. Și de ce și înțeleg eu și la nivel de capacitate de mai multe locuri, mai mulți copii ar putea încape în acea grădiniță. Înțeleg că acolo este casa de creație, dar poate am face un pic o modificare. Casa de creație o amplasăm într-o altă clădire, iar grădinița respectivă sau acel spațiu să-l utilizăm sub forma unei grădiniți. Dacă tot există viziunea asta de a găsi o soluție și de a mai deschide încă o grădiniță în orașul Rezina. Mulțumim, domn Petru. Haideți să aflăm și poziția părinților. Cum apreciază ei această situație? Ce soluții văd dumnealor din situația de criză de astăzi? Nu vă supărați, din câte observ eu, nu prea avem noi părinți conectați aici. Cu părere de rău. Victoria Domțu se conectează, ea propune, a trimis și niște opinii în prealabil. Ei, oricum, atunci mergem, vedeam reprezentantul Centrului de Sănătate Orhei. Aveți ce spune? Domnul Rafael. Deci la moment domnul Rafael iar nu-i prezent în fața monitorului. Da. Trebuie anunțat probabil. Dintre
reprezentantul celorlalte grădinițe. Domnul Iașincă, dacă o remarcă, dacă îmi permiteți. Da, bă, da, desigur, noi discutăm. Este că, cum a accentuat domnul Angel, au fost niște alocări de bani de la FISM, anume pentru reparații, și din câte cunosc eu, trebuia de început reparația și s-au fost reparația de la grădinița de Pipirogou, începută, după câte știu, la în sfârșitul lui iulie, și se preconiza ca sfârșitul și în octombrie. Adică dacă era în octombrie reparația, noi intram cam în grafic și nu erau problemele astea. Altfel, cu reparația de la grădinița de pe 1 mai. Dacă îmi permiteți, o concretizare. Da. Ideea implementării acestui proiect, dacă nu parvenea pandemia, era ca când se începe perioada estivală, adică să izbutim să facem evaluările și procedurile de contractare. Și, eventual, până în 10 iunie să înceapă lucrările. Ne admiteam că am putea să reluăm activitatea la aceste două instituții, grădinița numărul 2 și grădinița numărul 6, orientativ 15 septembrie, 1 octombrie. Admiteam situația asta. Dar lucrările erau arhi importante și necesare pentru ambele grădinițe. Grădinița numărul 6 nu avea ferestre. Ferestrele erau putrede, iar în unele grupe noi aveam câte un singur strat de sticlă, adică aveam câte o singură sticlă. Grădinița a fost edificată în 1986. Reparații capitale n-a suportat. Cât au fost lucrările de la FISM efectuate paralel, din surse proprii. În perioada cât au mers lucrările în grădinița numărul 6, s-a făcut o investiție de 1.700.000 lei. S-au schimbat toate ușile. 86 de uși, mi se pare, la număr, ușile pe interior. Erau uși din perioada sovietică. Au fost excluse diferite despărțituri care erau din asbociment, ceea ce este interzis. Să fie ziduri din asbociment despărțitoare, care erau în instituții. Au fost făcute lucrări, reparate niște erori care s-au admis la efectuarea lucrărilor la acoperiș încă prin 2008. Au fost refăcut acoperișul, pentru că neavând streșnă, apa curgea de pe acoperiș pe pereții instituției și pe pereții clădirii. Și iată, în afară de asta, s-a pavat, pentru că în jurul grădiniței, pavajele din beton asfaltic, care au fost tot așternute prin 1986, sau din cauza rădăcinilor la copaci, se ridicase în sus, era deteriorat, era groaznic. S-au efectuat lucrări de pavare a căilor de acces și a perimetrului grădiniții. Adică paralel cu toate cu proiectul unde a fost asistența financiară din partea statului român prin intermediul FISM-ului, primăria, comunitatea a mai venit cu lucrări proprii și cu asistență financiară proprie. Menționez, în total, în perioada asta, s-a făcut o investiție de 1.700.000 de lei în grădinița numărul 6. Și încă, chiar astăzi, am dat la specialiști în lucru solicitarea de la directorul grădiniței. Cratițe, veselă. Chestiunile astea de veselă. O instituție de educație timpurie. Noi avem 4 la număr. Este un organism complex, este o instituție complexă, pentru că începând de la lingerii de paturi, în grădinița numărul 5, noi am făcut investiții în perioada 4 ani de zile, 5 ani de zile, noi am făcut tot timpul investiții, prin asistență financiară din partea diferitor parteneri. La grădinița numărul 5 în 2015, eu am poză din vremurile celea când mobilierul era din paturi de metal, din perioada sovietică. Așa cum erau paturile în perioada sovietică, la care și eu am frecventat grădinița. Adică nu mai spun de plapume, nu mai spun de piernele care erau din vată din perioada sovietică. Orașul prea puțină grijă, orașul, comunitatea,
prea puțină grijă a avut de instituții de educație timpurie. Prea puțină grijă. Și pot să-mi, am și dat concrete dacă cât am făcut, ce investiții s-au făcut în instituții de educație timpurie în ultimii 4 ani. Totodată sunt directorii de instituții, atât doamna Aleona Anastas, este, cred că, cel mai vechi director din domeniu și cunoaște foarte bine chiar instituția lor, câte schimbări sau și câte resurse financiare au fost necesare pentru a umbla la meniu, pentru că și la meniu noi achiziționam în 2015 crembuști la preț de 18-22 de lei. Spuneți, vă rog, în crembuși de 18-22 de lei putea să fie carne? Ori pulpele, renumitele pulpe de găină, care noi le-am exclus în 2016, pe urmă s-a pornit la nivel de guvern să fie excluse. Dar noi deja făcusem, noi achiziționăm, noi acum am ajuns în situația când am tot la... Că nu sunt eu atât de deștept ca președintea Comisiei de Achiziții, dar sunt surorile medicale, sunt directori de instituții care îmi spun HEC-ul sau putasul, care peștele care îl achiziționăm, nu e chiar calitativ. Analizând problema în ansamblu, noi am exclus inclusiv și peștele astea care îl achiziționează azi toată Moldova. Noi achiziționăm macrou, care e mult mai scump. Noi achiziționăm peștele astea în limba rusă, cambala, da? Fără cap și fără coadă. Adică ca să avem omega-3, ca să hrănim copiii calitativ și ca să avem recruți deja, când vom ajunge să analizăm recruții, când 2015 recruți care am văzut eu, m-am cam speriat. Am zis că din ei ostași nu vor ieși. Și atât ne propunem să-i asistăm cu hrană cum se cade. Păcat că am ajuns în situația asta și toți undeva, da? Domnul Petru a menționat, dar nu poți trece peste prostia care se întâmplă la nivel central. Nu poți. Și nu avem autonomie locală veridică. Iată, nu poți fugări un agent economic care nu își onorează obligațiile în baza contractului înregistrat la achiziții publice și la trezorerii. Nu îl poți fugări chiar așa. Pentru că este perioada de garanții, este primarul, nu poate fugări. Este responsabilul tehnic, el îmi vine cu nota informativă, este partea juridică a relațiilor juridice. Și ca să-l fugărim, trebuia în final să-i chem de la FISM și să constatăm fapte și procese verbale. Am trecut toată procedura de avertizare, de atenționare, de tot. Și în final am ajuns tot la aceea că să-i soluționăm rezoluțiunea contractului pe calea mea. Vă dați seama, iată, asta e legislația în domeniu. Ori riști să te antrenezi în niște judecăți și obiectul să fie blocat. Este și riscul ăsta. Iată cum e. Nu e chiar atât de simplu. Domn primar, aș vrea să vă referiți cât de reală este propunerea despre reîntoarcerea primăriei a fostei grădinițe unde se află acum Casa de Creație. Casa de Creație, cred că necesită, ar putea fi amplasată în alt edificiu, sunt destul de edificii goale în oraș, dar acolo cât de cât s-au făcut reparații și mai ușor ar putea fi adaptată această clădire, readaptată clădire pentru grădiniță. Uitați-vă, Casa de Creație este o instituție din subordinea Consiliului Raional. Cu regret, mai multe bunuri, mai bune proprietăți, mai multe proprietăți a orașului, anume a orașului, perioada mai multor ani au fost transmiși, încomodat cu un termen, pe un termen Consiliului Raional. În cazul de față, edificiul respectiv, care este și am fost nu odată sesizat de locuitori din blocurile care sunt în imediat apropiere a fostei grădiniți, despre lipsa de grijă de tot edificiul, că Consiliul Raional Casa de Creație ocupă numai o aripă a clădirii. Da. Iar în celelalte se întâmplă lucruri nu prea frumoase, să-i spun așa, dacă nu mai zic degradante pentru clădire. Eu cred că nu va fi simplu, pentru că va apărea întrebarea unde trece Casa de Creație, că ar trebui să
inițiem procedura asta de reîntoarcere a, că tu cot mai mult că e incomodat, a edificiului respectiv, să întoarcem și să-l repunem. Sunt de acord 100%, ori mă întrebați mai devreme, vreo câteva zile în urmă, domnul Victor Cibotar, ce trebuie să facem ca să obținem statut de municipiu. Și am spus, trebuie să aducem mai mult oameni în oraș. Păi iată, dacă ne propunem să introducem în circuitul instituțiilor de educație timpurii mai multe posibilități, mai multe spații, înseamnă vom avea mai mulți cetățenii ai orașului. Pentru că unde sunt copii, sunt părinți obligatoriu. Și în felul ăsta vom ajunge în municipiu. Trebuie să inițiem situația asta, sigur. Câte înțelegeri vom avea din partea Consiliului Raional? Nu știu, sunt rezervat la capitol. Cine mai are de spus ceva aici? Propuneri, soluții? Propuneri, soluții doar de iarăși, de unde mers scris de la Raion, unde mers de la Consiliul Orășănesc, către organele de stat, la către guvern, poate că președinții, parlamentari, să ne dea autonomie locală mai largă, într-adevăr. Nu fim limitați, mai fim dirijați așa cum potrivesc persoanele de la centru. Da, asta ține de reforma teritorială administrativă despre care se vorbește 20 de ani. 20 de ani, da. Și unde se mimează numai? Domn Tudor, ultima dată m-am trezit vreo 5 zile în urmă lângă ușă la 8 dimineața cu o echipă de cetățeni din satul Tarasova. Știți la ce au venit? Să plângă că nu au transport să deplaseze către oraș pentru că locul de muncă pentru ei sunt în oraș, accesul la medicină pentru ei este în oraș, inclusiv și la unele produse alimentare sau haine, adică tot ce ține de comerț. Și ei săracii au venit și au zis, băi, nu la mine, haideți vă rog la etajul 2, vă arăt eu unde trebuie să vă adresați. S-au dus, nu știu ce răspuns au primit, în final s-au întors înapoi. Când ne luați înapoi, că noi am fost cu voi? Iată întrebarea. Sau ei mai zic, dacă nu aveți grijă de noi, noi plecăm în Raionul Șoldănești. Iată la ce am ajuns noi, cât de bine administrăm satele. Din păcate, da. Vă rog, mai sunt intervenții? Chiar am contactat omul la telefon pe doamna, cum o cheamă? Mai, domnul Druță, domnul Iașnic a spus. Victoria Donțu s-a înregistrat, dar văd că... S-a înregistrat, ar fi vrut într-adevăr părerea părinților, de altfel e tot timpul se revoltă așa undeva la bucătărie, la scară sau în Facebook, de aia când a vine la așa ocazie de a discuta în public... S-a înregistrat... Olesa Cernolev, Victoria Donțu, alt câțiva care nu ne-au reținut numele, din păcate nu știu ce. Eu puțin aveau informații de direct, adică de la persoane care au mai multe informații și erau... Corect și noi rămânem deschiși pentru orice opinii, sugestii, propuneri la tema discutată astăzi. Redacția rămâne, nu se termină aici cu această dezbatere probleme în continuare, dacă vor apărea careva gânduri, idei, soluții, sugestii, poftim, noi rămânem deschiși și pe canalele online și la direct la ziarul Cuvântul. Acestea fiind spuse și dacă alte intervenții nu sunt, vreau să vă mulțumesc mult pentru participare și sper data viitoare cu alte probleme să ne întâlnim, să fim mai activi.